Salutare și bine te-am găsit! Pentru cei care sunt noi pe acest canal, numele meu este Mihai Tiepac și în această înregistrare voi face o scurtă analiză și un plan de tranzacționare pe indicele German DAX. Înainte de a începe să analiza cele trei anunțuri pe care le fac de fiecare dată, 1. nu este un sfat financiar sau un sfat de investiții sau tranzacționare, doi, țineți cont de fiecare dată de situația economică, de datele economice și de analiza fundamentală și trei, în linkul acestui video veți găsi un mini curs gratuit despre indici făcut de trei prieteni și binecunoscuți experți în zona financiară. Găsiți linkul către acest mini ghid sau mai bine zis mini curs gratuit către indici în descriere așa cum am spus și mai devreme și mă repet. Bun, haideți să începem acum analiza și primul lucru pe care vreau să îl observ și să îl arăt pe grafic este că prețul se apropie foarte mult de linia de suport de la 14654. De ce spun că această apropiere ar putea să ne dea o oportunitate? Pentru că, bineînțeles, vom face cele două scenarii. Fie prețul va respinge din această zonă, mai ales că aici avem o divergență simplă pe minime, care ne spune că probabilitatea unei respingeri, a unei mișcări ascendente este destul de mare și acest lucru ar putea să fie în. Concordanță cu divergență ascunsă pe un time frame mai mare, o divergență ascunsă pe minime, care îmi arată această presiune de creștere. Deci, avem două divergențe, una de creștere ascunsă și cealaltă tot de creștere simplă. Bineînțeles că sunt pe time frame uri diferite, așa cum am spus. Și acest lucru ar putea ca din acest moment să creeze o mișcare ascendentă. Cum am tranzacționa această mișcare? Doar în momentul în care vedem o luminare care ne confirmă această respingere și bineînțeles un stop loss imediat după acest minim, sau sub acest minim mai bine zis, care ar fi un target de profit? Targetul de profit ar fi zona de la 15.500, cam acesta, relativ, ar trebui să trasez sau haideți să-l și trasăm ca să. Da? această zonă eu o văd ca o zonă a targetului de profit pentru această mișcare ascendentă. Ce se întâmplă dacă nu vom avea această respingere? Deci, acesta este scenariul 1, scenariu de cumpărare. Și ce s-ar întâmpla dacă prețul ar atinge zona de la 14.650? În acel moment eu aș fi pe hold, prețul ar putea, bineînțeles, tot așa să respingă. Um, însă, nu, ai, nu mai sunt atât de de convins sau nu am tot atât de multe argumente, mai bine zis, um, pentru o tranzacție de cumpărare, chiar dacă vom vedea această respingere, um, argumentele nu mai stau în picioare tocmai pentru că nu mai avem acea divergență ascunsă pe minime pe time frame mai mare, deci pe weekly. Uh, și în plus de asta, aici, bineînțeles, uh, uh, divergența simplă pe minime se va invalida. Uh, prin urmare, voi avea două argumente uh, minus, voi avea uh, un scenariu care m-ar pune pe, pe hold cel puțin o perioadă de timp. Ceea ce este mai interesant și ceea ce ar putea să mai fie posibil este ca prețul să străpungă zona de la 14650, prin urmare prețul să facă un pattern de trend descendent, fiindcă vom avea minime în scădere. Și tot în acel moment vom avea o convergență pe minime, care este un semnal foarte puternic de, de vânzare. Scenariul de sel va fi după formarea acestui minim sub acest minim, da? bineînțeles o corecție și pe baza unor argumente care probabil piața o să ni le ofere sau nu o tranzacție de vânzare deci acestea sunt cele două scenarii scenariul care cred în acest moment care probabilitatea cea mai mare este acesta ca din acest punct sau dintr-un punct puțin inferior prețul să aibă o respingere și atunci tranzacții de cumpărare ar fi cele pe care eu le caut în acest moment pe pe indicele german DAX sau DE30 ca simbol. Bineînțeles, sunt aici 40 de companii germane. Sunt pe platforma XTB, așa cum bine știți. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați de linkul din descriere unde aveți trei profesioniști într-un mini curs care vă vor spune detalii foarte importante despre indici și despre cum să tranzacționați acești indici. Până ne revedem ca de obicei tranzacții fericite.